Bună dimineața, dragilor, și bun găsit la întâlnirea cu Prof Online. Iată-l pe Prof Online, frământat așa de probleme acestea, cât de fapt de fiecare dată încep cu aceeași chestii. Iată, când veneam cu Costel pe drum, discutam despre aceste frământări ale mele și despre faptul că simt așa cum cei așa din țară mă așteaptă lecțiile mele. Eu nu găsesc soluții ca să le prezint în condiții cele mai bune, tot așa cu masca pe figură. Iată, azi s-a anunțat o zi călduroasă, foarte călduroasă, și cu masca și cu ochelarii pe nas, foarte greu să mă descurc, dar să încercăm. Aseară am făcut o chestie. Deci am trecut în revistă Matematică Online și am citit comentariile toate făcute de-a lungul timpului. Sunt peste 15.000 de accesări. Și am sesizat aici bucuria pe care o manifestau, am descoperit bucuria pe care, și care mi-a fost și mie împrumutată, pe care o manifestau cei care vizionau filmele, spunea: bravo, bătrâne! Niște expresii. Bravo, bătrâne! Îmi place! Ei, dacă aveam și eu un profesor de ăsta la școală, eram tare! Sau, cu ocazia asta, descoper și eu plăcerea de a urmări o problemă la matematică. Și mai departe. Toate acestea, repet, le-am citit pe toate, am avut timp aseară. Nu fiind duminică, astăzi e luni, nu luni, azi e marți. Nu? Marți, pe cât suntem? Azi pe 19 iulie. Da. Spuneam, v-am descoperit pe voi cei care ați vizionat și m-am împrumutat din bucuria pe care ați trăit-o voi acolo. Asta mă și mobilizează și mă face să cred că chiar avem o șansă. Dar, dragii mei, de unul singur, vedeți, mă tot zbat, mă zbucium în stânga, în dreapta. Nu reușesc să atrag atenția, nici măcar în condițiile acestea, acum, în clipa asta, când este o problemă extraordinară la nivel național. Ieri au fost afișate, toate televiziunile tratează subiectul acesta al titularizării, procentajul foarte mic, 30% a celor care s-au titularizat. Și făceau o legătură, o paralelă între procentajul la bacalaureat de 46% cât o fi acolo și cu 30% ăștia care sunt profesori. Domnilor, dragilor, voi politicieni de la președinte înapoi, ce a fost la bacalaureat a fost doar un început, o timidă încercare de a vedea adevărul. Dar vă spun eu, un om care este din interior și care, datorită curajului pe care l-a avut la un moment dat de a le spune colegilor că sunt cei vinovați, în primul rând ei sunt cei vinovați care au dărâmat totul și nu au fost deloc frământați să mențină decât o ștachetă a calității. Deci, vă spun cel din interior și vă spun așa că adevărata realitate, dacă s-ar cunoaște, cu toți, generația adultă, ne-am face, cum să spun, mea culpa, pentru că, în mare măsură, noi cei adulți suntem vinovați pentru ceea ce am făcut cu tânăra generație. Deci, generația pe care am avut-o în mână, ca și pe copilul tău, pe care ai sarcina, ai obligația să-l poți să instruiești, să-l educi, așa încât mâine, când pe picioarele lui rămâne, să poată să-și facă, să-și câștige pâinea. Deci, ca părinte, tot așa și în ansamblu vorbind, generația adultă este obligată să facă ceea ce trebuie pentru cea tânără, încât să fie instruită, pentru că pe mâna lor ne-o lăsa mâine. Așa cum Biblia spune, vine și vremea când altcineva ne va încinge, adică altcineva ne va asigura pensia. Ei, aceștia care avem acum, ei vor trebui să producă bunuri pe baza cărora să putem să ne câștigăm existența. Dar ce să mai vorbesc? Am făcut și filmulețul ăla cu mersul la inspectorat. Ieri am fost și la inspectorat, haideți să vă spun și asta. După discuția avută cu inspectorul general Cristi Cuciac, așa, din nu știu cât era, pe 16, nu știu cât era atunci, când am avut discuția cu el. Ei bine, se vede filmul acela cu profesorul online, aveți o șansă la BAC 2011. Acolo este filmulețul în care
prezint exact discuția. Mă vedeți cum merg la inspectorat, în direcția asta, în sensul de a le atrage atenția cu propunerea pe care o am. Și ieri m-am dus să-l întreb, hei, Cristi, ce v-ați ajuns? Zis, domnule, lăsați-mă că am treabă, zis, și acum trebuie să pregătesc, nu știu ce, nu știu cum. Uitam la ei, ce treabă, adică cu ce venisul meu nu era atât de important, încât să-mi fie acordat atenția necesară. Am lăsat mesaj pentru inspectorul general Lazar, nici vorbă, n-au nicio treabă. Să discutat cu Lazar și că rămâne în discuție, să vedem când, cum. Adică nu-i interesează ce mai vreau. Ar interesa, probabil că tristețea lor e mare că acum la titularizat nu s-a mai putut face bișniță. Doar asta fac. Inspectoratul tot așa și aranjau, luat atâtea locuri, scoate, atâta costă locul. Așa, și acum probabil s-a monitorizat și numai 30%, na, mulți au fost cei care ar fi dorit să dea banul ca să titularizeze. Așa sunt mizerii de idee care e titularizarea. Nu, domnule, te plătesc pe cât faci. Monitorizarea actului didactic se impune cu necesitate, deci trebuie urgent din toamnă, făcute mini-laboratoare, ca niște mini-studiouri de înregistrare, deci un cameraman și cu calculator, curge lecția pe calculator, acolo ajung clasele aleator prin tragere la sorți, hai să zic așa, și te anunță directorul în pauză și spune la amfiteatrul, la laboratorul de informatică merge cu tare clasă. La laboratorul merge cu tare clasă. Deci nu nici măcar de dimineață nu te anunță. Te anunță înainte de începerea orei. Oricare dintre profesori își poate lua clasa și treacă dincolo, să-și facă lecția acolo. Așadar, într-o astfel de situație vom începe să urcăm cât de cât. Profesorul vor pune mâna pe carte. Pentru că alea cum, de cu nepusul în masă, alea din drum. Dacă el nu-și pregătește lecțiile, oricând poate să fie surprins. Ei, și la ziua e surprins așa, o mâine la fel, și atunci, la salariu, îi dai salariul pe cât muncește. Vedeți salarizarea bugetarilor, am acolo toate chestia. Salarizarea profesorilor, în particular, pusă la punct. Dar hai să mă întorc, mă întind cu poveștile și poveștile acestea triste, fără tot timpul. Deci, dragii mei, omul a simțit nevoia să comunice. Spuneam și în lecțiile mele acolo, la Prof Online, când vă duceți la Matematică Online, vedeți acolo peste 100 de ore pe lecții, până la 39 lecții este acolo. Și veți vedea cum eu am reușit să parcurg așa noțiunile de bază. Acum nu va fi ușor. Dacă și tu, Gigele din Constanța, și tu, Ienele din Suceava, și tu din Arad, Viorele, vei înțelege că ai o șansă dacă tastezi pe Google Profesor Online și te duci la Matematică Online și expandezi lecțiile acelea care te interesează pe luni, vei vedea acolo exact ceea ce trebuie. Eu te-aș sfătui să le iei chiar de jos, pentru că construcția este atent făcută. Am introdus noțiunea de limită, noțiunea derivată, mulțimi de numere și așa mai departe. Toate lucrurile am făcut cu multă grijă. Atunci, sigur că mă vei putea înțelege și vei avea o șansă să poți să te agăți de lucrurile care vreau să le fac. Deci o lună și ceva cât avem pentru bacalaureat. Dacă vom găsi soluția să vă facem câte 4-5 ore pe zi, va fi extraordinar. Eu încă sper. În fiecare clipă când mă trezesc dimineața, sper să vină un telefon, spune: profesore, nu mai te trudi acolo în căldura aceea mare și cu masca pe figură și cu nu știu ce. M-aș duce în altă parte, dar unde să mă duc? Tabla o am aici, să iau tabla, să o duc înapoi în oraș, în Bacău, îmi vine foarte greu. I-am fixat-o cu chipuva aici, n-am sală unde să mă duc în Bacău, într-un apartament undeva, în apartamentul meu, nu știu ce voi face, oricum. Încă nu trebuie speranță că cineva mă va suna și spune: vină încoace că eu am tot ce trebuie. Tu ai informații, ai dragoste, ai cameră, cameramanul tot. Eu las la îndemână spațiul ăsta. Dar să sperăm că vom găsi soluția. Deci, dragilor, spuneam că omul a simțit nevoia să comunice și comunicarea aceasta din practică, multele probleme care apar și nevoia de a le rezolva, au condus la
diverse noțiuni, informații care ușor s-au cristalizat, s-au aranjat, s-au împărțit în capitole. Matematica, de la simpla numărarea, să spunem, cred că la început omul a simțit nevoia să numere câte animale avea în curte, câte și comunice și de aici, făcând progres ușor, până când s-au ajuns la tot felul de lucruri interesante. Acum, voi veți spune așa, dar de ce să învăț eu aceste lucruri, țin la ce îmi folosesc? Da, îți folosesc, crede-mă că îți folosesc. Îți folosesc pentru formarea unei gândiri puternice, valoroase, să întâlnești în practică, cum am și povestit odată, problema aceea de geometrie, când un elev de la profesional mă suna și spunea așa, am, domnule profesor, o bucată de tablă sub formă de triunghi, A, B, C. Și din ea, maestru mi-a spus următorul lucru. Te rog să decupezi dreptunghiul de area maximă. Adică mi-a spus așa, din foaia asta să pot alege cel mai bun dreptunghi, astfel încât pierderile de material să fie minime. Deci, și problema asta ați făcut-o la clasă. De ce v-am sunat acum? Mă sunase elev respectiv. Ei bine, am urmat o discuție. Nu m-am străduit foarte mult să-l pun pe partea teoretică, dar la clasă am făcut partea teoretică. Și ideea era ca să ducem un paralel pe la jumătate, M, M. După aceea coborâm două perpendiculare, M1 și N1. Și în felul ăsta este dreptunghiul acesta de are cea mai mare. Iar pierderea asta, asumată și cu asta, toate trei la un loc, înseamnă cea mai mică suprafață pe care o pierdem. Iar acesta este cel mai mare dreptunghi care se poate înscrie într-un triunghi de acesta. Sigur că întrebarea ar fi fost dacă duc pe partea asta, mijlocul așa, dreptunghi este tot la fel de bun. Ei, aflați că este tot la fel de bun. Nu mai insist pe problema aceasta, pentru că ea a fost făcută, este undeva printre lecțiile acelea puse la punct. Deci, iată că din probleme de practice, matematica a evoluat de la o zi la alta. Deci spuneam că omul a simțit nevoia să materializeze ceea ce avea bunare. Dacă, spunem așa, se dă predicat, adică un enunț, predicatul XYD, care sună 2X plus 3Y egal cu 5, deci dacă indic predicatul acesta, 2x plus 3y egal cu 5, problema care se pune este să vizualizez care sunt pericolele x și y. Trebuie să spun că x și y parcurg, hai să spunem noi așa, x și y parcurg eroria, adică mulțimea numerelor reale, x-ul real și y-ul tot real. Deci în condițiile acestea, dragilor, problema care se pune este aceea a vizualizării perechilor X și Y care satisfac relația aceasta. Deci vrem să pipăim, să știm exact ce se întâmplă. Ei, într-o astfel de situație, iată, fiind cu masca aici, sunt de cât protejat. Câte o albină îmi vine și mă cercetează. Dacă nu aș fi avut-o, sigur aș fi fost înțepat la asta. Ei bine, materializarea și găsirea perechilor acestora o facem într-un tabel, hai să spun, pe linia asta se pune X și pe asta alte Y. X și fiind numere reale, deci toate numele de pe axa reală, dar minus infinit la plus infinit, iar Y care s-au să apară sunt corespunzători încât să am perechea respectiv. Dacă X-ul e 0, Y va fi 5 pe 3. Deci prima pereche, o primă pereche, este un x 0 și y cu 5 pe 3. De ce 5 pe 3? 2 ori 0, 0 și 3 y egal cu 5, y egal cu 5 pe 3. Apoi când x-ul este 1, y-ul este 1. Pentru că 2, 5, 3, 3 pe 3, 1. Deci vedeți, așa se iau nașterii perechi de numere. Perechi. Însă eu aș vrea să vizualizez toate perechile cu putință. Deci dau lui x toate valorile. Păi când să le dau, epuizez problema asta vreodată? Nu termin nici cum vreodată. Și atunci mă mulțumesc să găsesc niște perechi reprezentative care să mă ajute să pot vizualiza cât mai corect. Deci, vedeți, nu pot să le găsesc pe toate, dar dacă am să găsesc o parte din ele și le găsesc pe cele mai esențiale, și care or fi acestea, e întrebarea foarte corectă, atunci eu ușor o să pot ști care e mulțimea întreaga a perechilor respective.
pot să vizualizez mai ușor. Așa încât am să mai dau lui x valoarea minus 1. Când x-ul e minus 1, y-ul este minus 2 și cu 5, 7. Y-ul este 7 pe 3. Și așa mai departe. Când x-ul e 2, x-ul e 2, 4, y-ul este 1 pe 3. Și așa mai departe. E bine, dragilor, în condițiile astea, haideți să vizualizăm. Fiind vorba de perechi, dacă ar fi niște numere, pur și simplu le-am pune pe dreaptă, fiind perechi, le vom pune în plan. Și ca să putem reprezenta perechile, ne trebuie două drepte. Sistemul cartezian zice. O 0, adică în partea dreaptă o să punem aici x și, pe partea asta o să punem x și, în partea asta pozitiv, aici x și negativ, y-ii pozitiv în partea asta și y-ii negativ în partea asta. Deci, iată că avem acum de posibilitatea să reprezentăm toate perechile, reprezentăm toate perechile posibile. Mai întâi 0 și 5 pe 3. Când x-ul este 0, y-ul e 5 pe 3. Ce înseamnă 5 pe 3? Înseamnă un întreg și două treimi. Un întreg, iată, să luăm unitatea de măsură. Ar trebui să o respect foarte bine, un întreg și al doilea, dar pe al doilea nu le în totalitate, ci eu numai două treimi. Una, două. Deci 5 pe 3 înseamnă un întreg, că 5 împărțit la 3 merge odată și rămân două bucăți, două treimi. Așadar, 5, un întreg și două treimi. Asta este, și x-ul este 0. Asta e punctul. Că pe toată dreapta y-ilor, x-ul tot timpul e 0. Nu e pozitiv, nu e negativ. Dacă aș fi pozitiv, mă aduce mai în dreapta, negativ mai în stânga. Ei bine, cu unul e 1, 1. Când x-ul e 1, y-ul este 1. Ia uitați. Și iată încă punctul acesta. Când x-ul este 2, y-ul este o treime. O treime. Deci întregul împart în 3 și iau numai una. Cald cât cuprinde astăzi. Și duc paralele. Pe toată dreapta asta paralelă, y-ul este o treime. Deci y-ul este o treime, iar x-ul 2. Și la intersecția lor îmi indică punctul. Deci eu urmăriți voi cât de clar se vede că sigur că am foarte mult x între 0 și 1. X între 0 și 1 vor indica y-ii între 1 și 5 pe 3. Și așa este pus unul lângă altul, vă spuneam că formează, vizualizează exact perechile care satisfac. La fel între 1 și 2 vom găsi și y-ii corespunzători. Și iată că puse unul lângă alta constituie exact toate punctele puse unul lângă altul vor desena, vor reprezenta o dreaptă. Și de aceea, ceea ce am spus acum, ce am trasat, nu e altceva, sigur, eu am mers pe culoarul următor. Două puncte distincte determină o dreaptă. Eu știam că asta este ecuația dreptei. Altfel spus, dacă scot pe Y de aici, Y cât ar fi? Y ar fi egal cu 5 minus 2X, totul supra 3. Și din clipa în care l-am pe Y sub forma asta, ca fiind, hai să zic așa, 5 pe 3 minus 2 pe 3 ori X, sau Y egal cu minus 2 pe 3 ori X plus 5 pe 3, sigur că X-ul e la întâia, iar Y-ul ăsta pare să vede clar că este o expresie în X. Deci Y-ul este dependent de X. La fiecare X pe care îl dau, găsesc alt Y, alt X, alt Y. Și atunci noi spunem că avem, de fapt, în loc de Y, pun Y-ul acesta, îl notez cu o expresie de X, f de X. F de X egal cu minus 2 pe 3 ori X plus 5 pe 3. Dragii mei, iată-ne că m-am dus foarte repede spre ceea ce înseamnă noțiunea de funcție. Funcția f de x, asta e legea de corespondență, modul în care am obținut-o pe 1, pe 1, pe 3 și pe 7, pe 3, dând lui x valorile 0, 1, 2, minus 1 și așa. Ei bine, ca să fie toată treaba corect, așa cum l-a predicat, trebuie să spun în ce mulțime se duce x-ul și ce mulțime parcurge y-ul, voi spune f definită pe R, iată, domeniul definiție cu valori în R. Astea sunt X, iar cei ce urmează aici ca răspunsuri sunt Y. Deci, vedeți, am aranjat graficul, am aranjat predicatul respectiv
sub forma unei funcții. Am trecut de la reprezentarea aceasta ca o simplă relație, deci acest predicat, și mă interesa care sunt perechile X și Y care îți transformă un predicat în propoziție adevărată, iar perechile X și Y care îți transformă un predicat în propoziție adevărată sunt toate punctele de pe această dreaptă. Spunem că ceea ce am reprezentat acum este ecuația dreptei, 2X plus 3Y, așa, minus 5, egal cu 0. Deci ecuația dreptă este 2x plus 3y minus 5 egal cu 0. Sau este graficul funcției, tot așa de bine, ceea ce am reprezentat acum, este graficul funcției f de x egal cu minus 2 pe 3x plus 5 pe 3. Dragii mei, deci funcția este la funcții, la capitolul funcției, acolo veți vedea că am prezentat cât am putut eu de atent. Erau, acum sunt condiții extreme, atunci erau ger de la minus 5 grade, minus 7 grade, încât un elev acolo în comentariu, sau cine a fost comentariu acolo, zice, vai de mine, tataie, du-te acasă că ai înghețat de frig. Eram aici la tabla asta, așa, și cu zăpadă, și vă prezentam lucrurile. Meritați pentru efortul meu, acum meritați voi și vă aveți la dispoziție. Păcat că nu m-ați descoperit și nimeni n-a vrut să facă, să spunem, cunoscut acest site al meu. N-a existat niciun pic de interes pentru treaba asta. Ba mai mult, toți cei care au dat peste el, parcă, mă rog, au avut un interes, vor fi avut, habar n-am, acela de a fi, nu fi cunoscut. Le era teamă ca nu cumva să se ajungă ca eu să am dreptate, pentru că acolo vorbesc de miniștri învățământului, groparii sistemului. Deci cei care au avut funcția de decizie și au decis, am auzit aseară pe Marga, dacă nu venea să strig în gura mare. Marga spune că nu trebuie să fim așa alarmați, să gândim totuși cu respect pentru profesorii care sunt în sistem acum. Că, spunea domnul Marga, domnilor, noi ne-am adresat unui segment în clipa asta. La titularizare n-au venit toți profesorii de învățământ. Nu putem să intrăm în panică. Adevărații profesori sunt titulari și de bază care stau acolo. Domnul este titulare și înseamnă o mizerie extraordinară, pentru că titularizarea înseamnă numai bișnițe pentru inspectorate și până sus la minister. De ce s-a ținut atât de tare? Sindicatul i-a ținut de titularizare. Acei care sunt mari profesori din teren acum sunt cei care au condus spre rezultate la bacalaureat. Păi nu pe baza lor s-a făcut bacalaureatul acesta și toate cele din urmă care, mă rog, au fost coeficientul bajocorită, e altă poveste. Dar eu vorbesc despre ceea ce s-a întâmplat acum, când doar într-o anumită proporție a fost spus adevărul. Deci aceia sunt mari profesori. E interesant, da. Hai să mă întorc aici și să spun că s-am simțit foarte tare nevoia vizualizării, materializării, căutării modelului, modelul matematic, cum arată, ce se întâmplă, relația aceea matematică, ce vrea să spună, mărimile acelea, cum se leagă, ce desenează ele. Iată, mărimile X și Y, aceste două necunoscute, ce vor să reprezinte? Care sunt perechile care mă interesează pe mine? Și răspunsul, toate perechile de aici, iată, punctul de aici, are un X și respectiv un Y. Dacă aș putea să măsor cu atenție X-ul de aici și Y-ul de aici, atunci perechea aceea înlocuită de aici face chestia asta adevărată, vedeți? Eu am reușit să vizualizez. Dar ce se întâmplă cu celelalte puncte? Ăsta din zona asta, din zona asta. Păi nu mai sunt egale cu 0. Or fie mai mari ca 0, fie mai mici ca 0. Că doar numai acele puncte de pe dreaptă, coordonatele lor, fac asta egal cu 0. Hai să luăm din regiunea asta, din zona în care ar fi 0. Deci pentru punctul de coordonate P de 0, 0, se întâmplă că avem 2 ori 0 plus 3 ori 0, da? Cât este? Egal cu 0, care e mai mic decât 5. 0 este mai mic decât 5. Adică înseamnă că pentru toate numerele din zona, din regiunea 1, hai să zic așa, relația nu mai este cu egal, ci va fi cu mai mic decât 5. Deci pentru zona asta pot să spun că 2x plus 3y este mai mic decât 5. Mai mic decât 5. Iar se înțelege că pentru zona cealaltă, aici, vom avea 2x plus 3y
3Y mai mare decât 5. Deci, dragilor, vedeți? Dreapta împarte mulțimea punctelor planului în două regiuni. Într-o parte cu mai mic, într-alta mai mare, iar punctele de pe dreapta sunt cu egal cu 0. Așa se rezolvă inecuațiile de gradul 1 cu două necunoscute. Deci predicatele astea binare nu cu egal, cu egal înseamnă asta, cu mai mic înseamnă zona de aici, toate punctele din zona aceasta, și cu mai mare puncte din zona cealaltă. Deci, dragii mei, iată că v-am dus plecând la predicat spre noțiunea de funcție. Vă rog să vedeți mai în detaliu cum fac acest lucru în lecțiile pe care le prezint. Și ați înțeles că problema care o pun când am un predicat de acesta binar este să pot vizualiza cât mai corect perechile respective. Asta e problema mea. Deci a rezolva înseamnă a reuși să vizualizez. Am atacat lecțiile trecute, în lecția 38-39, problema sistemelor. De fapt, sistemele sunt predicate, binare, ternare sau știu cum, de ce ordini, depinde cât, în ce variabile se află, în câte necunoscute este, predicatul dat, și care predicate au... sunt legate cu acolada aceea, de fapt este pe 1 și pe 2 și pe 3. Adică e vorba de perechile care verifică și pe primul și pe al doilea și pe al treilea, dacă sunt 3. Când am dat cu drepte, ați văzut că a fost vorba de intersecția celor două drepte. Dacă sunt date cu 3, dacă dau un predicat în genul următor, da, un predicat sub formă de sistem, predicatul P de X, Y, Z, care sună așa, minus X plus 3y minus z egal cu 1, 2x plus y plus z egal cu 2 și minus 3x minus y plus 2z este egal cu minus 1. Deci, dând un predicat în variabile acestea, este de fapt un P1 de x, y și z, un P2 de x, y și z și un P3 de x, y și z. Iar în clipa în care ne-am propus să rezolvăm acest sistem, P de x, y și z n-a fost decât în final egal cu P1 de x, y și z, adică tripletul x, y, z care fac 1, toate tripete, și mă interesa și pe 2 de x, y și z și pe 3 de x, y și z. Deci, vedeți voi, mă interesau perechile care fac și pe prima adevărată, și pe a doua adevărată, și pe a treia adevărată. Deci, acel triplet, altfel spus, dacă aș reprezenta dreptele în spațiu, asta, a doua și a treia, că sunt niște drepte în spațiu, ar însemna locul în care se întâlnesc cele trei drepte. Deci, una, două, iată cum se reprezint eu. Deci, dacă mă gândesc la, iau creitele, deci, în spațiu ar fi o dreaptă asta, a doua și a treia dreaptă. Ei, intersecția celor trei drepte indică un punct X, Y și Z din spațiu, care fac și pe primul și pe al doilea și pe al treilea propoziție, transformă în propoziție adevărată. Deci, dragii mei, cam asta înseamnă rezolvarea. Și am trecut pe urmă la rezolvarea sistemelor mai dificile, una de gradul 1 care era o dreaptă și alta de gradul 2 care era un cerc, iar fiind sistem înseamnă intersecția dreptei cu cercul respectiv. Și ați văzut asta în lecția 39 parte. Și totuși, ce vreau eu să fac în continuare? Plecând de la nevoia de vizualizare, haideți să încercăm să vizualizăm acum, dragii mei, să vizualizăm.